Tot mai mulți studenți se confruntă cu probleme de sănătate, însă foarte puțini sunt cei care apelează la un medic specialist. Din materialul următor puteți afla care sunt aceste probleme și cum le puteți evita. Sfaturi utile atât pentru studenți și nu numai. Dată fiind grupa de vârstă, adică vorbim de copii tineri, și în sezonul rece, cea mai frecventă patologie este cea respiratorie, adică virozele, pneumoniile, bronșitele. Pe urmă, o patologie care nu are legătură cu neapărat cu momentul anului, ci cu tinerețea și cu faptul că vorbim de persoane care stau foarte mult în poziție fixă, în bănci, la școală, la calculator, este patologia osteoarticulară. În ultima vreme sunt suficient de multe deformații ale coloanei, deformații dobândite. Pe de o parte, datorită viciilor de postură, adică poziție incorrectă în bancă, la laptop, în pat, deformații care trebuie semnalate și cunoscute pentru că încă mai pot fi corectate la această vârstă. Odată stabilizate deformațiile, dau tot felul de reacții nevralgice. Adică musculatura se contractă pentru că pur și simplu este iritată de poziția vicioasă a coloanei și apar dureri. Dureri pentru care studenții se adresează destul de frecvent la noi. Pe urmă, o altă cauză este sportul. Sigur, sportul este foarte binevenit, e foarte bine să ne mișcăm, dar nu orice fel de sport. Și de aceea amintesc lucrul ăsta. E bine ca studenții să vină să-și consulte medicul. Fiecare facultate are medicul ei. Este un afiș mare la intrare în policlinică unde este indicat numele medicului, atât stomatolog cât și generalist. Studentul trebuie să înțeleagă că el nu vine la medic numai când este bolnav. El trebuie să vină la medic și pentru a cere sfaturi și pentru a-i se da sfaturi. Sunt lucruri pe care el nu le resimte, nu le percepe ca o boală sau ca o patologie sau ca un semn de boală, dar pe care medicul le poate observa. Atunci, mă bucur că ați realizat această emisiune și fac și un apel către colegii dumneavoastră să vină în policlinică să-și facă acea fișă. Pentru că atunci medicul îi găsește lucruri pe care poate el nu le observă. De cele mai multe ori venim în policlinică când suntem bolnavi. Nu venim și din propria inițiativă. Așa cum ați enumerat aceste probleme cu care se confruntă studenții, cum ar trebui evitate problemele, mai ales virozele? Ce ar trebui să facă mai exact? Virozele respiratorii și denumirea de viroză e un termen generic. De ce o denumim ca viroză? Viroza se poate suprapune și peste denumirea de infecție acută de căi respiratorii, fie că sunt căi respiratorii superioare, când vorbim până la nivelul traheei de infecție, sau inferioare, când vorbim sub trahee, bronhii, alveole. Virusurile sunt foarte multe. Sunt 150 de virusuri, cel puțin cunoscute, care au tropism, adică plăcere de a inflama căile respiratorii. Și atunci sunt extrem de infecțioase aceste boli. Și studenții trebuie să, în primul rând, să nu recurgă la automedicații. Asta este o mare problemă în țara românească. Toată lumea se pricepe la medicină și fotbal. Toată lumea înghite medicamente și abia după ce a înghițit o săptămână vine la medic. Trebuie să știe că virozele sau guturaiul, cum se mai numește în termen popular, se tratează cu simptomatice. Ce înseamnă asta? Mă doare capul, iau ceva de cap, fac febră, iau un antitermic, vomit, iau un antiemetic până mă duc la medic. Nu iau un antibiotic. De ce? Pentru că există foarte multe alergii deja medicamentoase, încrucișate, atunci când ai nevoie de un antibiotic nu mai își face efectul, pentru că antibioticele distrug flora intestinală, pentru că antibioticele scad imunitatea și mai ales antibioticele luate întâmplător, fără ca ele să fie utile simptomatologiei respective. Cum ne ferim? Păi ne ferim în primul rând evitând aglomerațiile, îmbrăcându-ne corespunzător. Oscilațiile acestea de temperatură, sigur că ne induc în eroare. Trebuie să avem grijă ca prima îmbrăcăminte, cea care este în contact cu pielea, să evităm a fi sintetică, să fie un material, un bumbac, dacă se poate, ca pielea să poată respira. Evităm aglomerațiile, am spus, folosim batist atunci când ne curge nasul, ne alimentăm și ne odihnim. Asta este sigur, nu e o greșeală, e o,
un atu al tinereții, normal. Este vârsta când voi vă distrați cel mai mult, e normal să fie așa, dar trebuie să vă și menajați. Adică odihna, alimentația corespunzătoare, nu haotică. Și când spun corespunzătoare, nu spun neapărat să bem apă cu lămâie. Nu, trebuie să ne respectăm cele trei mese. Mesele, dacă sunt regulate, dacă sunt cu toate principiile alimentare, ne întăresc organismul. Și în ultimul rând, vaccinarea antigripală, pe care o recomandăm mai ales acolo unde există și o altă boală asociată. Tot ați precizat de anumite alergii. Care apar cel mai des? Din ce cauză? Sunt foarte multe și sunt destul de greu de clasificat. Am putea să le numim, pe de o parte, alergii datorită factorilor externi, deci de contact. Există, de exemplu, alergii foarte frecvente la față, pielea capului, legate de șampoane, creme. Există alergii produse de frig, vorbeam de frigadinia, ori sunt persoane care la frig, sigur că da, fac reacție alergică. Sau se usucă pielea, pielea uscându-se și nehidratând-o corespunzător cu lichide suficiente sau cu creme când este frig, este foarte expusă la infecție și se crapă. Pe urmă există alergii alimentare. Există foarte multe. Alergiile alimentare sunt extrem de greu de depistat, pentru că de obicei ele sunt alergii încrucișate. Un aliment poate conține 10-100 de substanțe, nu știi la care faci. Pe urmă există alergiile medicamentoase. Există alergiile la, de exemplu, de foarte multe ori avem alergii după tratamentele cosmetice, inclusiv epilatul. Foarte mult. Și băieți și fete vin cu aceste alergii. Nu știu, sunt din cauza regulilor de igienă de la saloanele respective sau sunt din cauza substanțelor pe care tinerii nu le suportă. Și cel mai bine ar fi să contacteze un dermatolog. Sigur, deci cel mai bine ar fi ca și primul contact, studenții trebuie să înțeleagă, mai ales că studenții sunt tineri veniți din toată țara. Atunci, așa cum este organizat sistemul sanitar în România, primul medic și medicul lor de contact este medicul din policlinică, medicul de la facultatea lui, care medic îl îndrumă, îl descurcă, vede exact despre ce este vorba și îi recomandă să meargă acolo unde trebuie să meargă. Mulți dintre studenți confundă aceste două boli, să le spun așa, dacă chiar sunt, răceala și gripa. Care ar fi diferența dintre ele? Că știm că există o diferență mică între ele. Deci termenul de viroză este termen general. El se folosește pentru guturaiul clasic comun, răceala simplă. Cum îți spuneam, sunt peste 150 de virusuri cu tropism. Noi, este o greșeală să definești gripă un guturai. De ce? Îl definim gripă abia în momentul în care noi avem, prin metode medicale, argumentat virusul gripal. De exemplu, virusuri care produc guturaiul, răceala, sunt virus incițial respirator, adenovirus, rinovirus. Toate acestea sunt virusuri respiratorii, da? Dar gripa este produsă de virusul gripal, care și asta poate fi gripal A, B, C. În momentul în care este vorba de o gripă, starea generală este mult mai alterată. O viroză, să știți că poate trece de la sine în 1-7 zile. O febră poate să țină 1-7 zile, pe medicație, fără medicație. O temperatură care ține peste 7 zile, cu stare generală tot mai rea, cu scăderea puterii, cu dureri musculare masive, cu vărsături, tot felul de complicații, sigur că trebuie să ducă pacientul la medic și atunci medicul va îndruma spre bolile infecțioase pentru a-i se doza virusurile. Și atunci spunem diagnostic de gripă cu virus A, B, C. De asemenea, ați precizat de alimentație. Cât de importantă este, nu numai în această perioadă, ci de lungul anului întreg, practic. E foarte importantă alimentația și nu numai pentru virusurile gripale, pentru toată patologia virală. Se și spune, metaforic vorbind, că virusurile sunt deschizători de drumuri pentru bolile infecțioase. Și atunci, dacă organismul meu nu este suficient de fortificat și de bine pregătit, sigur că sunt extrem de
susceptibili a face o boală infecțioasă și voi sunteți mult mai susceptibili pentru că sunteți o colectivitate. Atunci, ai un sistem imunitar slăbit, să zicem. Ai un coleg care tușește. Tu poate nici n-ai fi făcut viroză. O faci tocmai pentru că nu ai un sistem imunitar pregătit. Sau ai o viroză și mergi cu tramvaiul și e un pacient care e purtător de un virus de TBC, de un microb al TBC-ului. Poți să faci un TBC. Deci e foarte important. Și fortificarea organismului se face cu prin alimentație corectă, prin mișcare, da? Prin odihnă, da? Și prin, dacă vreți, și un soi de educație sanitară. Deci, în primul rând, trebuie să știi să te ferești, nu știi să te ferești, vii și întrebi, ceri sfatul și, pe urmă, recurgi la metode pe care le vezi pe internet, a luat colegul de cameră ampicilină, trebuie să iau și eu ampicilină. Pentru că nu faci decât să-ți faci rău. Așa ați precizat de mișcare. Este perioada sesiunii, mulți studenți stau în cămin sau în sălile de lectură. Practic nu depun un efort prea mare, nici o mișcare nu fac mai exact. Este bine acest lucru sau nu? Ce ar trebui să facă? Sigur că eu când spun mișcare, voi vă gândiți la sală. Sigur, sala vă oferă multe, multe alte posibilități decât mișcarea, nu? Acolo și comunicați între voi și stabiliți relații, dar până la urmă, mersul pe jos, clasicul mers pe jos, care e o problemă a societății moderne, toți mergem cu mașinile, aproape că e cea mai complexă dintre mișcări. Și dacă mă bucur, mă bucur așa, care dintre voi aveți facultățile mai departe și alergați dimineața, vă văd de foarte mult. Deci mersul pe jos este o mișcare. Notul. Aveți o bază sportivă foarte bine pusă la punct la Politehnică. Puteți merge să notați. Sigur și sala, dar sala cu mișcări coordonate, nu cu greutăți mari, nu cu mișcări bruște, mai ales începute în primul an de facultate, când voi aveți 18 ani, coloana nu este încă bine, nici stabilizată, toracele nu e suficient dezvoltat, mergând cu acele greutăți nu faci decât rău, nu faci decât arsări vertebrale sau poate întinderi care mai târziu îți vor face rău. Deci, practic, ar trebui să facă sportul echilibrat și în timp. Sigur, nu forța. Deci, nu, mai ales băieții au treaba asta. În două luni trebuie să aibă masă musculară ca Schwarzenegger. Deci, nu, totul se face cu măsură. Iar medicamentele și suplimentele pe care le primiți la sală, eu personal nu sunt de acord, asta este părerea mea personală cu ele, pentru că în general eu vă recomand să nu înghițiți niciun fel de pilulă despre care nu știți nimic și nu știți ce conține. Și o pilulă zisă naturistă, noi nu știm. Acum este o explozie de medicamente și de farmacii, sper că ați văzut în toate orașele și în toată lumea, nu numai în țara noastră, și foarte ușor poți fi convins să iei o pastilă sau alta că îți face bine. Ați văzut ce s-a întâmplat cu fetele care au făcut cură de slăbire cu tot felul de pastile, ce patologie. Deci, până la urmă, alimentația corespunzătoare, mișcarea, chiar un supliment, o vitamină, dacă o iei din cele recomandate de medic, îți fac mult mai bine decât dacă ai luat ceva ce ți-a spus colegul de cameră sau mama. De multe ori mama a zis să iau antibiotic. Mie mamele sunt foarte grijulii, dar uneori din prea multă sufocare pot să face rău. Da, așa este. Acum, la finalul interviului, am dorit să ne spuneți, de fapt să transmiteți un sfat tuturor studenților. Să se bucure de tinerețe, să își respecte vârsta, să se odihnească, să se alimenteze corect, să se distreze corect și frumos și să nu ezite să vină la medicul lor de policlinică sau medicul care este și să ceară un sfat, să vină să-și facă fișă, să se înregistreze. Eu cu studenții mei mai fac și lecții. Facem lecții pe hol când avem timp, îi întreb despre diverse boli, ei îmi spun, dacă nu-mi spun, ei știu. Deci este epoca aceasta a comunicării, e foarte bine că e așa, dar informațiile sunt foarte multe și trebuie să știe cineva să ți le sintetizeze și noi suntem cei care reușim să le sintetizeze. Sintetizăm aceste informații.